Adolescența e o perioadă, cum să zic eu, interesantă. Deoarece, în afara faptului că se produc diferite schimbări în corpul nostru, trecem și printr-o perioadă ciudată, momentul acela când părinții tăi, când tu crezi că părinții tăi nu înțeleg, dar de fapt îți vor binele, iar tu vrei să fii acel gen de om rebel. Și eu merg pe principiu să fac o boacă în atâta timp cât nu risc, ca să am ce povesti la bătrânețe. Viața de adolescent este chiar foarte frumoasă, mi se pare chiar cea mai frumoasă perioadă a vieții, pentru că acum aflăm cele mai multe informații pe care nu le știam și acum suntem liberi, avem timp liber. Este o mare problemă. Adolescența în România mi se pare punctul culminant. Aici este perioada în care mulți tineri deraiază de pe drumul lor și nu este tocmai ok. Adolescența o văd foarte grea, pentru că nici nu avem programe, cel puțin până de curând nu au fost atât de multe programe pentru tineri și cine să ne învețe, pentru că nu toți avem părinți cu care putem discuta și atunci este foarte bine să existe organizații de genul. Ca adolescent este foarte greu să te înțelegi cu părinții, pentru că tu ai niște așteptări, ei știu de, au trecut prin asta, au experiență. Poate fi și grea și ușoară, în funcție de ce familie provii. De exemplu, dacă părinții te susțin mereu și îți permit să faci absolut tot ce vrei și consideră că este corect, atunci este foarte ușor. Dar în momentul în care trebuie să iei decizii pe cont propriu, e ceva mai greu. Pentru că tu trebuie să decizi ce e bine și ce e rău, atunci când nu ai sprijinul din partea familiei sau cel puțin din partea unui membru, atunci trebuie să mergi spre pasul de maturitate și să înveți să știi, să fii responsabil, să înveți ce-i bine și ce-i rău pe propria răspundere. Bineînțeles, cu toți învățăm din greșeli. Ne îndrăgostim foarte repede, ne trece foarte repede, din nou iarăși. E complicat să fii adolescent, cu alte cuvinte. Pentru mine, adolescența înseamnă libertate, comunicare, cunoștințe, noi, distracție.